Salutare și bun vreau un nou episod de vlog. Mitra Marius mă numesc, iar astăzi vreau să discutăm despre ce poți să faci ca atunci când mergi la piscină să fii în parametri maxim. Să arăți cel mai bine în ziua respectivă pentru care probabil ai așteptat toată săptămâna sau săptămâni întregi. Poate te duci la piscină, poate te duci la mare, poate te duci cine știe unde. Ideea e că vrei să scoți maxim din situația aia. Poate unii dintre voi să gândesc că nu e un lucru atât de important, dar vreau totuși să vă gândiți puțin la următoarele două scenarii. Sunt oameni care preferă să se antreneze acasă, să ține dieta acasă, să se chinuie, să se antreneze cum pot, să alerge în parc, noaptea, oricum, pentru că atunci când se duc la sală, iar la sală mergi ca să te antrenezi și să arăți bine, ei deja vor să arate bine pentru momentul în care sunt la sală. Lucruri valabil și pentru solar și pentru mare. Sunt oameni care înainte să se ducă la mare ca să se bronzeze, preferă să se ducă la solar ca să fie deja bronzați când se duc la mare să se bronzeze să nu râdă oamenii de ei că nu sunt bronzați și au venit la mare ca să se bronzeze. Ha! La fel și cu sala. Oameni care își fac griji că se duc în locul unde te duci ca să muncești și să arăți bine, pentru că evident și accepțiunea ta este că nu are suficient de bine încât trebuie să mergi la sală ca să faci ceva în privința asta, ca și restul oamenilor de acolo și să faci griji că vei fi judecat pentru că ești acolo și vrei deja să arăți bine? Mulți oameni vor deja, mulți oameni vor ca jocurile să fie deja făcute în momentul în care se pun într-o ipostază de genul ăsta. Oricum, cred că toată lumea vrea ca în momentul în care te duci la piscină sau te duci la mare sau te duci la plajă undeva unde te dezbraci, vrei să scoți maxim din situația aia. În ziua aia vrei să arăți cel mai bine. Ultimele zile, ultimele săptămâni, ultimele luni, toate au conspirat ca tu să ajungi în ziua de în formă maximă, așa cum facem și noi pentru concurs. Ne pregătim 3 luni, 4 luni de zile ca să ne suim pe scenă. Atunci e punctul culminant, atunci te să arăt maxim. Haideți să vedem ce se poate face pentru atunci când mergi la plajă, la piscină, unde vrei tu să arăți cel mai bine posibil. Eu am să vă propun o abordare asemănătoare cu cele pe care o avem și noi în culturism și anume, câteva zile înainte de ziua respectivă, trebuie să te descarci de carbohidrații. Asta ce înseamnă? Să faci mai mult cardio, antrenamente mai lungi, repetări mai multe, fără să mergi neapărat la epuizare ca să poți să duci volumul ăla, pentru că, pentru că intensitatea și volumul sunt într-o relație inversă. Dacă intensitatea e sus, volumul trebuie să fie jos. Dar noi vrem volum mare și intensitate scăzută, așa că nu mergi până la epuizare, faci cu repetări multe, exact opusul a ceea ce ai vrea să faci în momentul în care vrei să pui masă musculară. Scopul este să descarci mușchii de glicogen. Fiecare gram de carbohidrat ține câte 3 de apă. Și nu va fi doar apă în interiorul mușchilor să-ți dea aspectul acela pompat, va fi și apă subcutanat, vei avea un aspect mai blurat cu totul. Și în primele zile, înainte de chestia asta, două zile, trei zile, patru zile, puteți să faceți chestia asta mai mult timp, o să mâncați mai puțin carbohidrați, neapărat zero, o să faceți antrenamente de genul ăsta, o să vă descărcați și bineînțeles trebuie să faceți puțin mai mult cardio, așa că dacă sâmbătă mergeți la piscină, vineri ar trebui să aveți ultimul antrenament, să fiți cât se poate de descărcați și să antrenați mușchii pe care vreți pompați înainte de piscină. Dacă vreți piept, umeri, biceps, da un exemplu, sau tot trenul superior, atunci faceți tot trenul superior, exact cum v-am zis, cu volum mare, cu greutăți mai mici, mergeți la 20, 30, 50 de repetări, nu mergeți la epuizare decât la ultimele serii înainte să plecați acasă când zici nu mai pot. Și atunci când zici nu mai pot, mai faci câteva superseturi, mai faci niște cardio și abia atunci începi încărcarea. Și când zic încărcare, la ce mă refer? Dacă ai scăzut carbohidrații în ultimele zile, Imediat după antrenament ai să începi să te reîncarci cu carbohidrați. Ai grijă ca sursele să nu fie bogate în fibre, ceea ce ar însemna că poți folosi un carbohidrat cât se poate de rapid. Poți merge pe dextroză, poți merge pe tablete de glucoză, asta era abordarea mea preferată. Poți merge acasă să mănânci orez sau rondele de orez sau stafide, smochine, curmale, chestii de genul ăsta. Până la finalul zilei ai să mănânci mai mulți carbohidrați decât de obicei, ai să supracompensezi. Dacă mâncai să zicem 300 de grame în mod normal și în ultimele zile ai mâncat 100, în ziua asta, în loc să mănânci 300 cu mâncare în, mod normal, mănâncă 400, mănâncă 500 și te culci. A doua zi se merge la plajă. A doua zi ești deja încărcat. Asigură-te că bei suficientă apă și în ziua precedentă și în toate zilele și în ziua de piscină. Nu încerca să umblați la apă, nu încerca să păcăli sistemul cu apa, pentru că o să vă pierdeți și tonusul și o să vă deshidratați și stând la soare. Și într-o situație de plajă, de piscină, tu să fii deshidratat la 30-40 de grade, nu se poate sta realmente. Nu faceți prostii de genul ăsta nu umblați la apă. Dacă faceți ceva ce am și eu cu mai mult decât ok, o să aveți un aspect de plin, de rotund și mai puțin apos. Iar în ziua în care mergeți la piscină, asigurați-vă că ceea ce mâncați are suficientă sare. Pentru că sodiul reține apă. Sodiul, pentru că sodiul reține apă. Sodiul este vasodilatator. Sodiul îți crește tensiunea, îți crește nivelul de sânge. Deci folosiți sare, dar nu exagerați când zic folosiți niște sare nu înseamnă să folosiți o solniță. Înseamnă puneți sare pe mâncare. Acum când sunteți la piscină, aveți grijă ce vă comandați de mâncare. Știu că la piscină în general nu sunt cele mai bune surse de mâncare. Deci dacă ați mai mâncat vreodată pe acolo, sunteți cât de cât safe, să zicem, aveți un feedback, știți cu ce să lucrați. Dar dacă nu, aveți grijă că vă riscați să mâncați ceva ce nu o să puteți digera bine sau poate fi alterat și o să stați numai pe wc -ul. Eu recunosc, n-am pățit chestia asta la piscină, dar am pățit în deplasare treaba asta și mi s-a întâmplat să am problemele astea Fix unde e mai rău din toată țara. Gândiți-vă unde în țara asta ai putea fi vreodată și să te apuce durerea de stomac și să nu fie veceuri. Vă las să vă gândiți să lăsați în secțiunea de comentarii, chiar sunt curios dacă ghicește cineva. Deci din toată țara asta, cel mai rău loc posibil unde se poate întâmpla să te ia durerea de stomac. Deci ideal ar fi bine să nu vă riscați. Și încă ceva, dacă totuși faceți o indigestie de genul ăsta, o să aveți și distensie abdominală și nimeni nu vrea distensie abdominală la plajă vrei să ai stomacul cât mai mic, ceea ce înseamnă că ar trebui să păcălești sațietatea cu un volum mai mic de mâncare, adică opusul la ceea ce faci într-o zi normală, cum mănânc eu sau Greg Duset sau oricine. Lucruri foarte slabe din punct de vedere al densității calorice. Asta înseamnă multe salate, multe verdețuri, popcorn, unde mănânci o oală de asta de popcorn, dar are doar 100 de kilocalorii. Chestia asta nu e pentru ziua de piscină, e pentru oricând în altă zi, dar nu pentru ziua de piscină. În ziua de piscină, sfatul meu, este să folosiți oleaginoase și o combinație perfectă pentru că găsești alunele în coajă care sunt și sărate. Ți-ai luat și sodiu, ți-ai luat și 300 de kilocalorii pe 50 de grame, ce-ți mai trebuie? Costă și 2 lei sau cât costă. Așa că dacă mă întrebați pe mine, eu așa aș face. Alune în coajă sărate sau miești de semințe sărați, ceva de genul, oleaginoase, chestii care au grăsimi. Cu carbohidrați am discutat că te-ai încărcat deja, deci mușchii sunt plini de glicogen. Acum trebuie doar să fii sătul încât să nu vrei să te rigi, să mănânci geancuri, să mănânci sodiu dar să ai stomacul mic. E best case scenario. Să nu mai zic că dacă vrei totuși să bei o bere pe strand, la piscină, la mare, oriunde ești, având în vedere că presupun că ești major și ai voie, alunele le-ar merge bine rău dată cu berea, nu zic bine? vis a -vis de alcool. Alcoolul vascularizează, dar și deshidratează în același timp. Noi în culturism obișnuim să mai dăm câte un șat, să mai dăm câte o dușcă înainte să ne sunim pe scenă. Unii vin cu vin roșu, alții vin cu tărie. Câte bordea te obicei? Am băut și vin roșu, am băut și pălincă și țuică și de toate înainte să mă sui pe scenă. Nu știu cât de mult ajută, dar noi o facem. Inclusiv Roni și Flex Wheeler au un istoric de genul ăsta. Chiar vă recomand să mergeți să căutați istoricul ăsta cu alcoolul și cu cafeaua în seara de dinainte de concurs. Cum se te ei uscați. Vă trimit să faceți chestia asta pentru cultura voastră generală. Nu să mergeți să vă îmbătați cu o seară înainte ca să veniți deshidratați și cu durele de cap pe plajă. Deci, toate lucrurile se fac în moderație, oameni buni, dacă sunteți adulți. Am uitat să fac o precizare pentru că acum editam și mi-am dat seama că ceva nu prea o să vi se pare că se leagă, deși vă asigur că se leagă. Faptul că ziceam la un moment dat că ai vrea să pierzi niște apă, după care vândem să luați sodiu. E bine, aici sunt mai multe variante și mai multe nuanțe. Unul la mână, dacă sunteți femeie și nu vă interesează venele, Uitați de sodiu, realmente, uitați de sodiu. Încercați ca în ultimele zile și în ziua respectivă să nu consumați sodiu și nu deloc, doar să nu mai puneți sare pe mâncare, pur și simplu să reduceți. Și treaba asta cu sodiu mai puțin, împreună cu mai puțin carbohidrați, vă va face să pierdeți niște apă. Nu vă recomand să luați diuret. Când vine vorba de bărbați, unde noi vrem să fim vascularizați, să se vadă venele, să avem tonus, E bine, e greu să te încarci cu carbohidrați în lipsa sodiului. Și vă spun asta din experiență. În momentul în care nu ai sodiu în corp, te simți mizerabil. Deci povestea cu sarea în bucate e pe bune. Deci aș putea să renunț la orice mai puțin la sare nu aveți idee cât de nașpa poți să te simți că nu ai sare în corp. Iar dacă ești la piscină, în 35-40 de grade, o să transpire o grămadă, o să bei o grămadă de lichide, oricât sodiu ai mânca, nu o să te faci niciodată balon de apă pentru că nu e contextul necesar pentru așa ceva. Dacă bei apă cu sare în saună, nu o să reții apă, același lucru și acolo. Din contră, sodiul este electrolit, sodiul te ajută să te hidratezi, ajută la formarea glicogenului împreună cu potasiu. Iar și puteți să vă încărcați cu potasiu, surse de potasiu, fi de banane, cartofi. Deci, dacă sunteți femei fără sodiu, dacă sunteți bărbați și vreți vene cu sodiu, dacă sunteți bărbați și vreți doar să vă vedeți un pic mai definiți și nu vă interesează cu vene, cu mușchi, cu chestii de genul ăsta, atunci reduceți și voi sodiul un pic. Deci nu mergeți la farmacie să vă luați diuretice, nu faceți lucruri extreme care or să vă facă să vă simțiți foarte, foarte decăzuți în ziua în care ați fi vrut să vă simțiți cel mai bine. Mai bine aveți 300 de grame de apă în plus și vă puteți bucura de ziua respectivă decât să faceți cine știe ce ajustări imense care oricum nu vor face o mare diferență să vă simțiți și total de rămas la piscină. Și cine știe ce dezechilibre de minerale mai reușiți să vă produceți prin corp în căldura aia unde vă deshidratați oricum. Mergem mai departe ceva cu care nu sunt încă decis, dar ar trebui să luați în considerare, este dacă se duce pilat sau se nu te duce pilat. Eu personal, în poza în care v-am atașat-o și la thumbnail și o să vă o arăt și aici, nu eram epilat. Și din punctul meu de vedere că nu ești pilat, dai impresia de detalii. Se întâmplă ceva în plus, dar în momentul în care ești pilat, pare cumva că e un aspect de 3D. Se vede totul mai smooth, mai clean, mai curat mai mai omogen nu știu cum să vă explic așa că e o chestie la interpretare dar ce vreau să vă zic este că dacă vă epilați Eu unul și Emil avem o problemă de genul dacă am concursul sâmbătă trebuie să mă epilesc de miercuri Pentru că mi se va inflama pielea cumva și nu mă epilesc cu ceară mă epilez pur și simplu cu trimor de corp mașină pur și simplu Am o mașină de 90 de lei de la Philips de vreo 3 ani de zile e intactă cu aia am și tuns pe carantină, e multitask, faci de toate cu ea. Nu-mi scrieți, vă rog eu să vă arăt care e mașina, e una ieftină rău de tot de la Philips, nu e ca și cum am nimerit eu ceva la reducere. La Philips găsiți mașini ieftine, e mașină de frizerie, cu grilul ăla mai lat, pentru că dacă e îngust o să-ți ia mai mult. Cu grilul cel mai lat ca să meargă repede. Și merge doar conectată la priză, adică nu are baterie, acumulator ca să stai să o încarci, am și de aia. Una de la Red Bull chiar e făcută din Lidl, am dat 50 de lei și pe aia, așa că am toate ieftinelile, dar toate funcționează. Deci asta o las la latitudinea voastră. Dacă vreți să mergeți neepilați, să dați impresia de masculin, de agresiv, de bărbat cu secreție de testosteron și viril, să vă lăsați eventual și barbă, să supracompensați neliniștea din interior, sau dacă vreți să mergeți pe partea de playboy, unde te duci epilat, cu ochelari, cu mers de catwalk, unde defilezi, îți lasă alegerea ta aici, în care dintre lucrurile astea te duci și dacă nu ești hotărât, poți face o combinație. Poți să te epilezi de la brâu sus sau de la brâu jos. Poți să porți ochelarii pe cap și să lași barba, dar să lași mustața. Asta e cale de mijloc. <coughs> ce sigur ai vrea să faci la piscină și nu o să poți pentru că nu ești la sală, ai vrea să fii pompat. Dar n-ai cum să fii pompat și sper să nu vă treacă prin cap cele două lucruri mega penibile la care m-am gândit acum. Să mergi în toaletă și să faci flotări pe acolo sau tracțiuni la flotor, la... Cine știe ce v-ar putea trece prin cap flotări la spate sau mai știu eu ce se poate întâmpla pe acolo, să te pui pe marginea piscinei să faci flotări, dicări cu contracții, să strângi tu triceps, să faci chestii de genul ăsta sau pe scări, acolo sau la bare. Deci nu, este mega penal să faci și chestia asta și chestia asta, dar poți să te pompezi totuși dacă vrei tu musai chestia asta, să fim parametri cei mai buni posibil din lume, că vrei să faci o poză, că cine știe de ce vrei te poți pompa totuși. Tot ce trebuie să faci este să noți. Poți să noți ce vrei tu să noți. Cât timp poți să stai mai mult în bazin și o să depui efort, mușchiul se pompeze, când o să ieși de acolo, o să fii un pic mai mare și mai rotund. Acum, în funcție de unde ai învățat să noți, treaba asta se poate numi crawl sau voinicească. Procedeul ăsta se poate numi bras sau broască. Procedeul ăsta se poate numi doggy style sau câinească. Asta, sincer, nu știu cum se numește notul ăsta pe lateral, așa cred că e de salvamar, probabil lateral stroke, ceva de genul. Dar noi în român îl traducem accident vascular cerebral lateral. Încă ceva, o mică chichiță ce ați putea să o faceți ca să fiți în parametri, dar de data asta nu ține de corp. Când ieșiți din bazin, scuturați-vă apa din păr, pentru că riști câteodată să-ți stea părul plăștit și ridicat pe ei și arăți penibil, realmente. Oricât de bine ai arătat tu fizic, dacă ai vreo freză de aia de ștrumf, nu are ce să iasă bine din situația asta. Așa că amintiți-vă de fiecare dată să faceți ceva cu părul. Am presupus că aveți păr acum. Deci, haideți să recapitulăm. Faceți o ușoară descărcare, deci ușoară descărcare. Nu duceți în extrem tot ceea ce v-am zis aici, pur și simplu. O ușoară descărcare, o ușoară încărcare. Cu ocazia asta vedeți și prin ce trecem noi cât de cât un 20%, 15% față de ce facem pentru un concurs. Învățați să manipulați cumva și macronutrienții. Apropo, proteina rămâne la fel. Nu creșteți, nu scadeți proteina. Lăsați lucrurile să meargă așa scădeți carbohidrații, îi creșteți înapoi, a doua zi îngrăsim, nu uitați de sarea pe mâncare, în dimineața zilei în care mergeți la plajă și pe parcursul zilei, nu umblați la apă, nu vă deshidratați, verificați-vă costumul de baie înainte, pentru că se poate întâmpla să fie costumul de anul trecut, care nici nu mai minte ce s-a întâmplat, s-a pătat, s-a rupt, i s rupt buzunarul, e rupt între picioare și dacă totuși beți, nu exagerați, nu vă faceți mangă pe plajă, pentru că o să fiți cool doar în capul vostru, ceilalți din jur care sunt treji, nu să vă vadă ochi foarte buni dacă sunteți singurul beat de pe plajă sau de la piscină. Nu are ce să iasă bine din chestia asta. Și în ultimul rând, încercați să nu săriți când sunteți încinși cu capul înainte, încercați să vă aclimatizați cu apa, udați-vă prima dată picioarele, după aceea pe trunchi, puneți niște apă pe ceafă și abia atunci intrați treptat. Deci nu vă aruncați în cap realmente. Literalmente. Se mai puteau face și alte chestii, se puteau face chestii și mai extreme, doar că acele chestii extreme, când e să umbli la apă, când e să faci alte ajustări de altă natură, ce se întâmplă? Ok, Poți să ajungi mai bine în ziua aia la plajă, într-adevăr, dar nu o să poți să reziști. Și nu e ok să reziști, să stai în formă de stafidă, deshidratat și să suferi la plajă, să nu te simți bine ca să stai bibelou. Nimeni nu vrea să stai bibelou. Sfaturile pe care vi le-am dat eu sunt sfaturi care îmbină utilul cu plăcutul. Adică reușești să păcălești cât de cât un pic acolo, un 50% să arăți mai bine, dar să te și bucuri de ziua aia pentru că nu vrei să fii îmbălsămat la plajă, toată lumea se distrează, toată lumea se simte bine, tu ești mort, ești letargic așa. Bun, ăsta a fost videoul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că l-ați găsit instructiv. Tocmai am început două campanii noi la Prozis, vă reamintesc că singurele cupoane valabile pe România sunt ale mele, sunt singurul colaborator pe România în momentul de față și am două cupoane de reducere, Marius 10 și Mitrache, iar în funcție de comenzile pe care le dați, vedeți în dreptul produselor, veți primi acele produse gratis. Și apropo de plaje la comenzi mai mari aveți de ales încă să primiți papuci de la Prozis de plajă gratis, pe lângă alte lucruri. Tot ce trebuie să faceți este să folosiți unul dintre cupoanele de reducere în funcție de produsele pe care le veți gratis. Transportul este gratuit la comenzi de peste 240 de lei, se livrează în toată Europa, puteți folosi cupoanele de reducere în toată Europa, pe mine mă ajută foarte mult dacă le folosiți. V-am lăsat linkuri în descriere cu toate suplimentele pe care le folosesc în momentul de față, cele mai uzuale. Am și un video aici despre suplimentele pe care ar trebui să le folosească începătorii. Dacă vreți să colaborăm pe partea de online coaching pentru antrenament și dietă, dați-mi un mesaj privat la Arond fără capa și un follow, bineînțeles. Nu uita să dați subscribe să prindeți notificările, iar din restul de videoclipuri făcute de mine, YouTube consideră că pe acestea două le-ați găsit interesante. Așa că să ne vedem cu bine la plajă, la mare, unde vreți voi, la episoadele următoare în parametrii.